Înalt preasfințitul Teodosie va fi în centrul atenției astăzi. Arhiepiscopul Tomisului va oficia la Constanța slujba de bobotează. Peste 10.000 de credincioși sunt așteptați în această dimineață de sărbătoare. După slujba specială, înalt preasfințitul Teodosie va pleca în procesiune spre portul Tomis într-o trăsură. Colega mea, Cătălina Buzoianu, vine cu mai multe informații. Bună dimineața, Cătălina, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Sunt deja ani de zile buni de când Arhiepiscopul Tomisului a transformat Boboteaza într-un eveniment grandios aici la malul mării, un eveniment care se desfășoară pe parcursul a câteva ore bune. A început deja slujba de Boboteaza în Arhiepiscopia Tomisului, iar aici în față deja oamenii care nu mai au răbdare să ajungă la slujba de sfințire de la prânz și iau apa sfințită de altfel de către Arhiepiscopul Tomisului încă de ieri dimineață. Au fost cu acele peturi deja etichetate, li s-au dat și dopuri, iar oamenii își pot lua apa sfințită. Pe de altă parte, după terminarea slujbei din catedrală, se va pleca într-o procesiune, așa cum spuneai și tu, până în portul turistic Tomis. Acolo va avea loc slujba din nou de sfințire a apelor, iar ulterior, Arhiepiscopul Tomisului va arunca în apa mării, care nu este înghețată așa cum ar fi trebuit să fie de obicei de bobotează. Va arunca 3 cruci de lemn, după care se vor arunca cei tineri norocoși, tineri curajoși și despre care se spune că vor avea noroc dacă vor reuși să recupereze acele cruci. Apa mării are undeva la 10 grade Celsius, așa că sigur se vor găsi curajoși care se vor arunca după acele cruci. La finalul slujbei, câteva care trase de măgăruși vor porni cu butoaiele prin orașul Constanța, astfel că cei care nu reușesc din diverse motive să ajungă la slujbă să-și poate lua și ei apă sfințită cât mai aproape de casă. Se estimează o participare de peste 10.000 de credincioși la manifestările de astăzi. Vom avea și soare și temperaturi de primăvară, așadar toate motivele pentru ca, așa cum vă spuneam, credincioșii să participe la slujba de bobotează.